Salut! Ai știut că în noaptea dintre ani, oamenii maturi, sigur că cei care mai cred în minuni, își pun dorințe legate de dragoste. Se apropie frumoasele sărbători de iarnă, perioada în care și adulții așteaptă o minune. În acest video vreau să-ți prezint o listă perfectă pentru a petrece serile magice de iarnă lângă persoana iubită. Dar dacă cumva s-a întâmplat că ești singur de sărbători, unele idei din aceste filme posibil te vor ajuta în relațiile viitoare. Ultimul Crăciun. Kate, apropo, interpretată de mama dragonilor Emilia Clarke, este o adevărată catastrofă. Înainte visa să devină cântăreață, dar după numeroasele eșecuri pe drumul spre cariera de succes, s-a resemnat și într-un final s-a angajat la un magazin cu ornamente de Crăciun. Consumul de alcool, audițiile proaste și caracterul deosebit afectează viața tinerii ghinioniste. Fiind alungată de vecina sa, Kate este nevoită să revină la părinți. Insuccesele se țin lanț și pare că tânăra distruge totul de ce se atinge. Viața dezordonată a frumoasei Kate se schimbă în ziua când îl întâlnește pe Tom, un tânăr la fel de ciudat ca și dânsa. Această întâlnire o va face pe Kate să-și revizuiască viața. Chiar dacă pare o comedie banală de Crăciun, sfârșitul acestei istorii te va surprinde. Un prinț de Crăciun. Acțiunea filmului se desfășoară într-o țară fictivă, Aldovia. Regele acestei țări a decedat și prințul moștenitor urmează să preia conducerea. Amber este o jurnalistă care urmează să plece într-o deplasare în Aldovia pentru a participa la o conferință de presă susținută de viitorul domnitor. Din greșeală, jurnalista este confundată cu noua profesoară a prințesei Emily. Profitând de această ocazie, Amber acceptă acest rol pentru a afla secretele din interiorul palatului. Se zvonește că tânărul moștenitor are o fire nu tocmai potrivită pentru domnitor și din acest motiv dorește să renunțe la scaunul de domnie. Se vor adeveri oare zvonurile despre prințul moștenitor? Cum va reacționa casa regală când se va descoperi că Amber de fapt a profitat de apropierea de familia domnitoare pentru scopurile sale? Urmăriți în filmul Un prinț de Crăciun. Îmi pare rău, dar va urma un spoiler. Acest film are continuare și anume Un prinț de Crăciun, Nunta regală și Un prinț de Crăciun, Pruncul regal. Pur și simplu dragoste. Acest film cuprinde istoriile amoroase a 19 persoane din Londra care se desfășoară în ajun de Crăciun. Personajele peliculei sunt interpretate de o constelație de vedete, atât de diferite ca caracter, încât și rezultatul este corespunzător. Aici întâlnim un rockstar la apusul carierii, un prim-ministru, un cuplu recent căsătorit și altul deja de mult timp împreună, un scriitor și actor din filme pentru maturi. Rutina zilnică le seca de orice sentimente și viața a devenit monotonă, nu și în acest sfârșit de an. Au avut noroc ca săgeata lui Cupidon să le străpungă inima anume în perioada sărbătorilor de iarnă. Ignorând prohibițiile și stereotipurile, personajele se lasă duși de val și nu se știe unde îi va purta această aventură periculoasă, această dragoste, nu întotdeauna reciprocă, dar totuși minunată. De anul nou. Această peliculă, la fel ca și Pur și simplu dragoste, povestește istoriile de iubire a mai multor persoane. De data aceasta, evenimentele au loc în New York în ajunul anului nou. La distribuția acestui film a participat așa o cantitate de vedete că putem afirma că a plouat cu stele. Leitmotivul desigur este dragostea în toate întruchipările sale. Pe 31 decembrie, destinul intersectează viețile persoanelor necunoscute până nu demult. Aceste ciocniri vor crea situații amuzante sau nu prea. Cu toate acestea, eroii vor fi nevoiți să soluționeze rapid problemele apărute dacă nu vor să care în noul an o povară suplimentară. De Crăciun nu stăm acasă. Kate și Brad sunt împreună de 3 ani. Par a fi un cuplu perfect chiar dacă ambii provin din familii disfuncționale. Cu părinții recăsătoriți și frați dezagreabili, cu copii scăpați de sub control.
Toate acestea îi fac pe cei doi să deteste matrimoniul și toate urmările ale acestuia. Evitând de fiecare dată, deși petrec Crăciunul în sânul familiei, cei doi organizează călătorii exact în această perioadă. Însă într-un an, soarta le joacă festă. Zborul spre Fiji este anulat din cauza ceții. Plus la toate, Kate și Brad apar într-un buletin de știri, astfel familiile celor doi află cu bucurie că ei vor rămâne acasă de sărbători. Acum Kate și Brad nu mai au nicio scuză și sunt nevoiți să accepte invitațiile de a petrece Crăciunul cu rudele lor. Nu ar fi ceva ieșit din comun dacă nu ar fi patru locații diferite unde sunt obligați să se prezinte. Îi așteaptă o cursă dificilă în care vor afla multe lucruri noi unul despre altul și vor înțelege adevăratul sens al cuvântului familie. Vacanța. Iris este o jurnalistă într-un ziar londonez, care trăiește într-o casă drăguță într-un sătuț liniștit. Este îndrăgostită de un bărbat care doar se folosește de ea. Amanda este șefa unei agenții de publicitate, trăiește într-o casă spațioasă în California. Recent, Amanda a aflat că prietenul ei o înșeală. Înfrângerile pe plan personal desilesc pe aceste două tinere să caute o evadare. Și o găsesc. Înregistrându-și casele pe un site de închiriere a locuințelor, ele decid să facă schimb de case pe perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, Iris se mută pe 2 săptămâni în însorita California, dar Amanda în provincia înzepezită a Londrei. Și dacă Iris este bucuroasă de această aventură, Amanda regretă schimbarea și planifică să se întoarcă în California chiar a doua zi, dacă nu Graham, fratele lui Iris, care o face să-și schimbe planurile. O altă șansă. Fiecare din noi s-a gândit cel puțin odată în viață, dar ce dacă aș face altfel? Eroul principal a avut noroc să primească această șansă de a-și trăi viața paralelă. Fiind un afacerist de succes, Jack duce o viață împlinită. Are tot ce își poate dori un om: bani, succes, independență, autoritate. În seara de Crăciun, Jack ajută un bărbat și nu cere nimic în schimb, deoarece se crede fericit. Dar cum se mai întâmplă, norocul vine de unde nu te aștepți. A doua zi, eroul principal se trezește într-un dormitor străin alături de fosta lui iubită, pe care a lăsat-o 13 ani în urmă, plecând la studii la Londra. Jack nici nu reușește să-și revină după această întâlnire neașteptată, cum în cameră dau buzna copiii care îl numesc tată. Panicat, Jack urcă în mașină și se îndreaptă spre casa sa, unde a locuit ultimii ani. Dar nimeni nu-l recunoaște acolo. Nici la serviciul său nimeni habar nu are cine este. Totul pare un vis urât. Sau poate unul frumos? Acum Jack are șansa de a trăi o viață paralelă, care ar putea fi dacă nu pleca la Londra. Cam atât pentru azi. Nu uita să dai un like acestui video și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Îți doresc un Crăciun și un nou îndrăgostit!